Holy fuck! Frate, ce se întâmplă aici? Oh, shit! Ați vrut acțiune, fraților? Aveți acțiune, what the fuck? Am intrat într-o echipă, dar nu mă gândeam că o să vină cu tankul. Holy fuck! Deci la asta chiar nu mă așteptam. Ăla-i cu tankul. Oh my god, vine cu tankul încoace. Ce ne facem, ce ne facem? Băi, scoate lansatorul de rachete mai repede. What the fuck? Trebuie să plec de aici cât mai repede. Facă să-i stricat, să-mi bag picioarele. Vino cu elicopterul, frate, și ajută-ne. Stai mort pe jos, nu știu dacă pot să-i fac ceva. Ah, m-a văzut. Fuck. Eram la o misiune de asta de retrieve vehicle. What the fuck? Da, frate, păi, ce să zic, adică ăla vine cu tata mai tank, eu ce raia să-i fac? Chiar în halul ăsta nu mă așteptam. Bun, ne dăm acolo. Când ești într-o echipă poți să-ți dai spawn în mai multe locații și vezi exact cine e în locația aia. Ceea ce e destul de fain. Ia să vedem noi. All clear, no enemies detected. Ai și radar, foarte tare asta. Să mă țin și eu după ăștia, să vedem... Da, m-am dus după o misiune, aici e shop-ul. Inventory, vedem dacă e ceva aici. Oh, shit. E un inamic. Nearby. Deci, la store puteți să cumpărați o grămadă de chestii, dar dacă n-aveți bani, nu prea puteți cumpărați absolut nimic. Asta e radarul. Oh-oh. A, uite-l, că-l văd acolo pe inamic. Da, e interesant să joci și în echipă, dar în echipă e o experiență cu totul și cu totul diferită. Că joci cu ăștia și ăștia de multe ori sunt foarte buni. Știu ce fac. Să iau niște mâncare, că în caz că nu mai ajunge pe lângă o de-asta de mâncare să avem. Și să mergem cu ăștia să vedem. Am văzut că aveau și Ifrit, băieți, aveau de toate. De-alea blindate, tot fă chestii mișto, da. Hai să vedem, uite, e unul rănit acolo. Eu zic că nu-ți fac nimic ăștia, că dacă ești cu ei în echipă, te văd și ei cu un de la, cum romp de la, pe cap. E un inamic acolo undeva, vezi că toți stau și campează în zona asta. What the fuck? Zici că e în Star Wars, omul, cu tracerile alea. A, uite o mașină aici. Scobor pe aici. Să vedem că găsești și o armă. Dacă ai bani, îți cumperi de la shop armă și îți cumperi una de aia șmecheră, nu așa orice, dar... Dacă ești ca mine și n-ai niciun ban, să mai încerci să mai găsești prin mașini. Uite că am găsit una. 9mm mag. Katiba. Asta e una din cele mai bune arme, în opinia mea. Katiba. Mai ales dacă ții și o lunetă ceva la ea. Uite asta ce șmecheră e luneta. Eventual poți să te duci să-ți vinzi chestiile pe care le găsești în mașini. Te duci la shop, le vinzi și poți să-ți iei alte chestii. Dar... ia să luăm noi mașina. Coborăm pe aici să vedem... la elicopterul nostru? Cred că da. Da, elicopterul nostru acolo sus. Bun, așa, văd că avem și un tank aici, ceva. Probabil fac... Bă, alo. Băiatul, nu știi cum să conduci?
Adică, clar aveam prioritate pe deal. Vreau să văd și eu ce fac ăștia aici. Când joci ca în echipă, e ceva diferit pentru că nu trebuie să-i omor pe toți. Vedeți, în zona asta majoritatea sunt friendlies. Holy fuck. Dar tot ai parte de acțiune, ai parte de altfel de acțiune. Team-based action. Acolo e o bază militară și au și un de-asta, un port de pentru cu elicoptere. Să vedem ce misiuni mai sunt. Că de obicei lumea se adună la misiunile astea de... Ia să vedem. Ala se duce acolo, am impresia. Hummingbird, uite, e un elicopter acolo. De la 3 km distanță, e foarte departe. Hai să încercăm și noi să parcurgem drumul. Nu cred că am de la... Este. Player menu, pot să-l deschid în mașină oare? Da. N-am repair kit. Dacă mi se strică mașina pe aici, e destul de aiurea. Dar hai să vedem. Episodul ăsta o să fie un pic diferit față de celelalte. Că joc în echipă și... Da, e o experiență diferită. Dar zic că e fain. Nu știu, vă dați și voi părerea cum e mai fain în echipă sau solo. Probabil să le încerc pe toate. Acum sunt în 8-4, echipa 8-4. Mai una Blue-4. Probabil sunt cei buni și cei răi. Ceva de genul ăsta. Vezi pe cineva care a tras. Și nu cred că-s de la mine. Așa că să avem grijă pe aici. Merg pe stradă că merge mai bine mașina pe aici. Și să continuăm acolo unde mi-am marcat eu pe hartă, la 2 km. Aș deschide lumina, dar nu prea vreau să mă vadă inamicii. Așa că să le țin închise, momentan. Cineva e aici. Merge strada asta undeva am eu nevoie sau nu merge? Cred că merge dacă merg pe aici. E un orășel acolo micuț, dar n-am să opresc. Să încerc să nu bușez mașina, asta e problema mea veșnică cu mașinile astea. Merge, pe aia le stric. Și am impresia că trebuia să o iau pe acolo, pe drumul ăla. Pe aici parcă înconjur mai mult. Da, hai să vedem, nici nu știu pe aici. A, nu, că văd că o ia prin pădure direct. Cred că e bine și pe aici, până la urmă. ...2,1 km, ne apropiem. Da, am să încerc să stau mai aproape de ăștia de acum. Mai aproape de echipă, să vedem, poate reușesc să mă bag într-un squad ceva. Că degeaba ești în echipă dacă tot ești pe cont propriu, adică cum sunt eu acum. Dacă te bagi într-un squad, după aia poți să... chiar să joci cu ei și să vă duceți la obiective. Atunci eram la un obiectiv, eram la Retrieve a Vehicle, dar a venit ăla cu tankul și ne-a stricat petrecerea. Așa că, na, nu prea am avut baftă, dar mai încercăm. Acum se pare că merg cu tipii ăștia, să vedem ce se întâmplă în orașul ăsta. Destul de interesant să joci în echipă, sincer să zic. E... Are momentele sale, bineînțeles. Uite, avem pe unul acolo care-i săracul, e aproape mort. Când va apare cu o steluță, așa înseamnă că ăla e pe jos. Deci l-a dat cineva pe jos. Și probabil misiunea noastră e să mergem să vedem ce se întâmplă în orașul ăsta. Am o armă cu silencer. Trebuie să avem grijă aici, totuși. Ia să pun eu un punct exact aici.
Deși vezi mașină pe hartă, deci e destul de bine. În... i-am văzut deja. I-am văzut deja, uite, e acolo. E o echipă întreagă acolo, în partea aia. Probabil să ia de la Blufor, uite că se mișcă acolo. Ce să-i flanchez cât trage ăla și nu să atenți. Să-i flanchez printr-o parte, să vedem dacă merge strategia. Cât timp îi ține ăla ocupat acolo. Așa, voi stați ocupați acolo, că eu merg numai bine. Mort. Oho, cât... Aha, i-aud. Îți răniți, spune unul. Nu cred că știu ăștia că noi ne-am infiltrat în oraș. Huh. E bine că am amortizor, dar aia faza nașpa e că am tracere și văd ăștia de unde trag. Nu știe unde sunt. Problema e că n-am vizibilitate pe el. Ia să vedem, ăștia sunt casa asta oare? Uite-i. Mort. Mort. Asta e bine, de asta e bine să ai, să ai armă cu amortizor. Holy fuck. Ghiuzdan. Șmecher. Asta e strategia, strategia cea mai tare. Te duci prin spate, ăia îi fac gălăgie acolo și îi țin ocupați. O mașină. Să vedem a cui mașina e. A, e a noastră. Ok, cred că am luat orașul ăsta înapoi, ia să vedem. Cât timp se bată ăștia? Player menu, îi dam să bem. Adică poți să zici că mănânci când bei. Am zis eu, am greșit în episodul trecut și toată lumea mi-a atras atenția. Max, tu nu, tu mănânci când bei? Na, ce n-ați mai văzut? Și mănânci și mâncare și mănânci și băutură. Așa, ia să-i dăm noi. E mult mai tactic când joci în echipă. Așa mi se pare, nu știu. Dați-vă și voi cu părerea, cum vă place mai mult în echipă sau mai mult singur. Dar mie, sincer să zic, îmi place mai mult în echipă. Sunt morți pe ăștia pe aici. Ia să vedem noi. Ok, n-am nimic în ghiozdan. Echipa mea a avansat. A, cineva își face, își pune arma aici, dar nu știu unde e. S-ar putea să fie în clădirea asta de lângă mine. Prea aș vrea să mă duc full, full înăuntru acolo, că nu știu dacă stă și mă așteaptă. Am zis că poate am vreo grenadă, ceva, dar alea nu o să mă ajute cu nimic. A, careva aici? Op, e liber. Cred că am eliberat orașul. Am eliberat orașul, foarte bine.
Așa se face treaba, frate, în echipă, nu alfa. Mi-am găsit și ghiozdan șmecher, am și echipament șmecher. O să-mi iau de mâncare și probabil pe asta o să plecăm cu ăștia. Get, așa. Ia să vedem ce status avem noi aici, ce face lumea. What the fuck? Dar sunt niște clădiri glitchuite pe aici. Uite asta de exemplu. Water action? Mă gândeam că poate are bani, dar probabil i-au luat ăștia. What the fuck? Câte încărcătoare avea ăsta? Ia să vedem ce fac ăștia. Not anymore. This one.